Pe bună dreptate, grecii au fost impresionați de modul de lucru al pompierilor noștri. Și dincolo de curajul lor, acum înțelegem cât de important este să ne folosim de fondurile europene. Cele 6 autospeciale folosite de pompierii noștri sunt noi. Au fost cumpărate anul acesta și sunt speciale pentru intervenția la incendii de vegetație. Toate cumpărate din fonduri europene. În asta se traduce, de fapt, buna guvernare, inclusiv dacă ne referim la absorbția de fonduri europene, dacă investim unde trebuie și cum trebuie, atunci putem salva vieți. Vă asigur că aveți un partener în Guvernul României și veți primi sprijinul de care este nevoie pentru dotare cu tehnică de intervenție performantă, achiziționată în mod deosebit din fonduri europene. După cum știți, am luat deja măsuri pentru consolidarea IGSU și a unităților subordonate. Urmează să aprobăm o hotărâre de guvern prin care vom înființa 8.400 de posturi noi pentru militarii voluntari angajați pe bază de contract și subofițeri din zona operativă. Anul acesta vor fi încadrați 1.400 dintre ei, astfel încât până în 2025 să recuperați o parte importantă din posturile pierdute în ultimii ani. Eu nu vreau să vă mai iau din timp, sunt sigur că sunteți nerăbdători să ajungeți acasă la familiile dumneavoastră. Felicitări din nou, suntem mândri de voi!